Manualul de informatică și TIC pentru clasa 8-a de la Editura Litera a fost declarat câștigător la licitația de manuale organizată de Ministerul Educației în anul 2020. Manualul este structurat în 4 unități de învățare: calcul tabelar, pagini web, algoritm și robotul didactic. Fiecare unitate conține lecții bine structurate cu rubrici practice care îi ajută pe elevi să-și formeze competențele informatice. Rubrica Exerciții verifică asimilarea cunoștințelor. Rubrica Activități practice propune realizarea de proiecte pe baza informațiilor învățate. Caseta Reține are rolul de a fixa cunoștințele cheie. De asemenea, elevii pot scana codurile QR din manual pentru a accesa site-uri cu informații suplimentare despre subiecte interesante. Fiecare unitate de învățare se încheie cu lecții de recapitulare și evaluare. Varianta digitală a manualului are un conținut similar celui tipărit și cuprinde în plus activități multimedia interactive, cum ar fi filmulețe, jocuri, simulări. Autorii manualului de informatică și TIC de la Editura Litera își propun să ofere elevilor un material didactic variat și atractiv care să le stimuleze curiozitatea și interesul.